Atenție, constanțeni! Miercuri se întrerupe apa în mai multe zone din oraș. În vederea executării lucrărilor de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei de distribuție apă potabilă din municipiul Constanța, Raja ESA va întrerupe furnizarea apei potabile miercuri 3 mai 2023 în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona centrală, perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Ighe-Duga, Avramiancu, Bulevardul Ferdinand Mihai Viteazu, Traian Sulmona, Bulevardul Tomis, Călăraș, cu punctele termice aferente. Totodată se va asista alimentarea cu apă și pe strada 23 august, tronsonul cuprins de strada Chiliei și bulevardul Mamaia. În același interval orar se va furniza apă cu presiune redusă în zona peninsulară, piața Ovidiu, pe strada Mircea cel Bătrân, între strada Decebal și piața Ovidiu, precum și în perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Artileriei, Mihai Viteazu, Topraisar, Ighe-Duga, Castanilor Ion Lahovari. Rugăm toți consumatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistat alimentarea cu apă. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi în timp operativ.